Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Vinovați de iubire, episodul 16. Inci rămâne șocată când tatăl ei apare acasă, adus de Mendu și Ege de la spital. Nemulțumită, părăsește casa și se mută în apartamentul renovat de Han. Han îi propune să anunțe căsătoria lor, iar Inci este de acord. Gulu, fosta soție a lui Naci și prietena cea mai bună a lui Safi, vine la hotel să discute cu el. Naci o evită pe Safi și o duce pe Gulu în cameră. Gulu îi cere să aibă grijă de fiica lor, Tomris, și îl acuză că s-a mutat la hotel pentru a o recâștiga pe Safi. Gulu îl convinge pe Naci să meargă cu ea la alt hotel pentru a discuta cu Tomris. După discuție, Tomris află unde este cazat tatăl ei și merge acolo. Gulben, bucuroasă de relația dintre Safi și Naci, o împiedică pe Safi să o vadă pe Gulu în camera lui Naci. Gulben își imaginează nunta lor de vis și își dorește să prindă buchetul miresei. Ea îi dă bani lui Bayram să cumpere un televizor fără ca Safi să știe. Naci și Safi se întâlnesc la etajul superior al blocului, unde Naci îi spune că a fost căsătorit și divorțat, dar nu menționează despre fiica lor sau că a fost căsătorit cu Gulu. Safi îi povestește că a renunțat la școală pentru a-și îngriji mama și că nu a mai iubit pe nimeni după el. Tomris vine la hotel, dar fuge de teama că tatăl ei o va duce acasă. Se întâlnește cu Safi și îi povestește despre tristețea ei. Fugind, Tomris se ascunde în camera renovată de Han pentru Inci, unde Safi vede fotografiile de la nunta lor și își dă seama că Han și Inci s-au căsătorit. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.